Bine ați revenit din nou pe vlogul cu rulote. Astăzi vă prezint un power bank de la Carbest, adică acesta. Ce este un power bank? Un power bank este un ansamblu format din baterie, invertor, diverse porturi de conectare și alte accesorii. Rolul acestui power bank este să ne asigure energie, indiferent că discutăm de 12V sau de 220. Deci poate să ne livreze atât 12V cât și 220. De asemenea, poate fi încărcat în mai multe moduri, dar vom vedea detalii imediat. În pachet avem, bineînțeles, powerbank-ul, precum și un cârnaț mare de cabluri. Hai să vedem pentru ce sunt toate aceste cabluri. Acesta este un cablu pentru conectarea consumatorului sau a unei surse de 12V. Aici avem încărcătorul de la rețea, care este destul de sănătos, după cum se vede. Este un încărcător care debitează 20 de amperi. Aici avem alte cabluri de conectare și aici avem niște cabluri sănătoase cu crocodili, pentru că acest power bank poate funcționa inclusiv ca robot de pornire. Adică dacă ați rămas fără curent la mașină, puteți să-l folosiți ca să porniți mașina. Dar nu cred că ne interesează atât de mult cablurile. Hai să vedem puțin ce informații avem pe carcasa powerbank-ului. Vedem așadar că este un powerbank de la Carbest, Lithium Power Unit 80. Există două modele. Modelul 80, care folosește o baterie litiu-fier-fosfat de 80 de amperi, după cum vedem aici. Și mai există și modelul de 120 de amperi, care, bineînțeles, este de capacitate mai mare. Puteți să vedeți aici cele două sisteme, precum și codul lor de produs. În cazul produsului de față, codul de produs este 814136. Sub acest cod îl regăsiți pe site și puteți să vedeți preț, precum și alte detalii. Iar cel de capacitate mai mare este 814137. Vedem că folosește o baterie litiu-fier-fosfat, o capacitate de 1024W la 12,8V. Invertorul pe care îl are este un invertor cu undă sinusoidală pură de 1000W. Are regulator de încărcare MPPT, adică poate fi conectat direct la un panou solar fără alte accesorii. Bineînțeles, BMS-ul integrat, Battery Master Switch, adică ăsta de aici, de unde întrerupi curentul de la baterie, porturi pentru curent continuu, curent alternativ și porturi USB, afișaj LCD, carcasa ABS, adică dintr-un plastic foarte rezistent. De asemenea, poate fi reîncărcată atât de la 220, cât și de la soare sau de la altă sursă de curent continuu. În partea de sus avem aceleași informații. Curentul de încărcare de la solar este de maxim 15 amperi. Poate primi curent de la un panou de maxim 200 de W, maxim 50 de V și maxim 15 amperi. Oricare dintre aceste caracteristici este îndeplinită prima. De asemenea, poate fi descărcat la temperaturi de la minus 10 la plus 50 de grade, dar de încărcat poate fi încărcat doar peste 0 grade Celsius. Este acea problemă de care vă spuneam și în alte videouri cu încărcarea bateriilor litiu-fier-fosfat, care au nevoie de o temperatură pozitivă pentru încărcare. Greutatea este de 15 kg, vine și cu aceste mânere destul de practice pentru a putea fi mutat cu ușurință de colo-colo. În ceea ce privește porturile de curent, are 3 porturi Anderson de 50 de amperi fiecare, are un port Anderson solar pentru încărcare și pentru ieșirea de curent continuu, aceleași 3 porturi Anderson, precum și portul de 175 de amperi pentru pornirea mașinii, dacă rămâneți fără curent. De asemenea, are 2 prize tip auto și 2 prize USB și o ieșire de 220. Haideți să ne învârtim puțin în jurul lui, să vedem toate aceste porturi. Deci aici avem AC output 230V, maxim 1000W. Practic aici poți să conectezi orice echipament, inclusiv un echipament sensibil, chiar un echipament medical, deoarece curentul este cu undă sinusoidală pură. Acest curent este livrat de un
invertor de 1000 de W. Aici am un ventilator pentru aerisirea carcasei. Unul este aici și mai am unul în partea din spate aici. În partea din față am prizele de 12 V, sunt clasicele prize auto, nu cred că e nevoie de mai multe explicații. Și tot aici am și două porturi USB 5V, 2,1 amperi. Pe cealaltă laterală am mai multe porturi Anderson. Ce sunt aceste porturi Anderson? Sunt niște porturi standardizate, mufele arată ceva de genul ăsta și sunt, puteți să vedeți acolo acele limbi metalice, sunt de capacitate mare, adică suportă curenți mari. Acest tip de porturi se folosesc foarte mult în aplicațiile de curent continuu, încărcare baterii, chiar la stivuitoare electrice și oriunde este nevoie de un curent mai mare. Ce porturi avem aici? Avem acest port de 175 de amperi. Aici, practic, putem să conectăm acel cablu cu crocodil și putem să alimentăm o baterie descărcată de mașină. Dacă suntem undeva la munte și am rămas fără baterie și avem curent în powerbank, putem foarte simplu să pornim mașina folosind această funcție. Avem aici iarăși trei porturi Anderson de câte 50 de amperi. Acestea sunt porturi input-output, adică pot să conectez un consumator aici de curent continuu sau pot să conectez alternatorul mașinii, de exemplu, și atunci mi se va încărca prin intermediul acestor porturi. De asemenea, am aici un port de culoare galben. Acesta este folosit strict doar pentru încărcarea de la panourile solare, deoarece acest powerbank are incorporat un regulator MPPT care poate să primească curent de la un panou de 200 de W, un curent de maxim 15 amperi. Haideți să-i dăm și drumul. Face un bip și aici mi arată nivelul de încărcare și aici mi arată voltajul de 220. Deci pot vedea acum că este plină bateria și el dă 230 de volți. Aici mi arată puterea în wați pe curent alternativ. Momentan nu am conectat niciun consumator, de aceea nu mi arată nimic. Aici mi arată puterea, îmi arată voltajul pe curent continuu. Practic ăsta este voltajul bateriei. Aici mi arată voltajul pe curent continuu. Deci am trei moduri. Dacă țin apăsat pe butonul mode, el schimbă permanent între toți acești parametri și practic mi arată pe rând. Aici mi arată wați la curent alternativ, volții la curent continuu, volții la curent alternativ, wați la curent alternativ. Voi conecta și un consumator și o să-i facem un test de stres, pentru că voi conecta un uscător de păr de 1400 de wați. Pe prima treaptă. W. Și acum voi da pe treapta a doua de 1400 de W, teoretic ar trebui să intre în protecție. Totuși 1310 W și văd că nu intră în protecție. 1300 de W. Deci iată că duce peste valoarea invertorului de 1000 de W. Da, este super. Nu mă așteptam la chestia asta, mă așteptam să intre în protecție peste 1000 de W, pentru că invertorul e de 1000 de W, dar văd că a mers chiar foarte, foarte bine. Hai să mai vedem o dată. În momentul în care pornesc uscătorul de păr, se și aud ventilatoarele. Pornesc ventilatoarele powerbank-ului, deci 664 de W. W și duce fără probleme. Bineînțeles, nu este recomandat să folosim peste capacitatea lui nominală, chiar dacă el duce pentru perioade scurte, deoarece se ajunge la o uzură destul de mare a dispozitivului. Unde poți să folosești un astfel de device? Dacă mergi cu cortul, dacă mergi
cu barca la pescuit, dacă ai o cabană undeva și ai nevoie de curent peste weekend pentru un iluminat, un încărcat de telefoane, ai și un panou solar pe care poți să-l conectezi la el, este o soluție foarte, foarte utilă și foarte practică. Vine în această cutie cu mânere ușor de transportat. Poți să o folosești chiar și acasă ca soluție de backup pentru când se ia curentul. Bineînțeles, trebuie să te asiguri că este tot timpul încărcat. În descriere aveți și linkul cu produsul, puteți să vedeți acolo exact preț și alte detalii. Din punctul meu de vedere, aceste powerbank-uri sunt o alegere foarte bună atunci când nu ai pe autorulotă sau pe rulotă un banc de baterii destul de mare. Vrei și un pic de 220, poate vrei să folosești, nu știu, un espresor de cafea sau mai știu eu ce. Și avantajul iarăși este că e portabil. Poți să-l iei, de exemplu, din rulotă și să-l duci în barcă. Poți să-l iei din barcă, să-l duci în căbănuță. Dacă mergi cu cortul, poți să-l muți în cort. Deci este foarte versatil acest dispozitiv. Puteți să vedeți și alte videouri cu informații tehnice pe vlogul cu rulote, dând click pe videourile care vă apar pe ecran.